scandalul listei negre din România bubuie în Parlamentul European, s-a solicitat anchetă de urgență. Scandalul generat posibila implicare a Comisiei Europene în justiția din România, prin intermediul anumitei liste negre a RECOM în Parlamentul European. Europarlamentarul Maria Grapini a solicitat ca acest subiect să fie discutat în Comisia Libe din PE, iar dacă se constată o implicare a Comisiei Europene în treburile interne ale României, va exista o dezbatere amplă în plenul Parlamentului European. Procedura noastră pe regulament impune să ne adresăm apoi să solicităm punerea pe ordinea de zi a subiectului de dezbatere. Am solicitat la Comisia Libe să se verifice dacă a existat o imixtiune în. Am solicitat o dezbatere în regim de urgență. Sper ca domnul Moraes, care cunoaște foarte bine situația din România, se dea curs acestei solicitări, a spus Maria Grapin, în emisiunea Esenial, de la Antena 3. Grapin susține că România ar putea chiar să ceară despăgubiri din partea Comisiei Europene, pentru ceea ce s-a întâmplat în cazul verificărilor MCV. Dacă se constatat ce această instituție numit Comisia Europeană a avut o astfel de intervenie flagrant în justiția din România, atunci ara noastră poate solicita inclusiv despăgubiri. Comisia Europeană este un fel de guvern la nivel european. Nu este o instituție aleasă, nu are dreptul de a se implica brutal în treburile interne ale unui stat membru, a mai spus Grapini.